Pe cât sunt de scumpe, pe atât sunt de prețioase. Cu siguranță. Revenim acum la Iulia și la invitatul ei într-o discuție despre picapuri și viniluri. Și viniluri, să nu... Că pick-up doar așa... pick cu cui? <laughs> da. Bine ați revenit! Mulțumim! Aș mai adăuga că sunt și uh, foarte îndrăgite. Da, faptul că sunt într-adevăr scumpe, dar există diferite categorii de prețuri. Asta am aflat de la Bogdan Ștefan, invitatul nostru de astăzi. El este specialist în tot ce înseamnă aceste dispozitive, deși pentru mine cred că este o formă a artei, tot ce implică un pick și un vinil. Te rog, povestește-ne despre uh, prețuri, pentru că mi-ai spus că sunt și picapuri la câteva sute de lei, destul de accesibile, dar facem compromisuri dacă alegem așa ceva, nu? sunt uh, pick up Sunt uh, unele pick care au și boxe incluse, uh, deci îl conectez la curent, pun discul și pot să aud uh, uh, conținutul direct pe boxele lui. Sunt pick automate, uh, cele care mută brațul pe prima melodie, apă start, mută brațul pe prima melodie, uh, iar la sfârșitul discului revine. Uh, spuneam că este un compromis pentru că e uh, la cât de uh, delicate sunt toate componentele de aici. Să mai adaug încă un mecanism care mută brațul uh, generează și el vibrații uh, și stric din calitatea sunetului. În schimb, uh, ele devenind mai populare și din ce în ce mai mulți oameni cumpărându-și le, uh, au venit cu aceste funcționalități: să fie și confortabile, ușor de folosit. Cum alegem boxele pentru picapuri? La ce ar trebui să fim atenți? Picapul, practic, îmi scoate o sursă de semnal. Semnalul ăsta trebuie să-l duc într-un sistem audio. În sistemul audio am amplificator și boxe, incinte acustice. Unele boxe sunt boxe active care au amplificatorul în ele, cum sunt cele pe care le-am adus aici. Deci, nu mai am nevoie de încă un amplificator separat. În schimb, dacă acasă am un sistem cu componente separate pentru fiecare uh, parte din uh, traseul semnalului audio, o să duc semnalul în uh, într-un preamplificator sau direct într-un amplificator integrat. Dar e foarte important ca și boxa să fie din aceeași categorie ca și preț, să spunem Uh, să știu că pick uh, pot fi foarte mult upgradate. Adică am cumpărat uh, un pick de 1000 de lei sau de 2000 de lei și pot să-i pun o doză foarte scumpă sau un ac foarte scump Sau pot să renunți la preamplificatorul din el și să-i pun un preamplificator uh, dedicat, mai scump Deci pot să obțin un semnal foarte bun din, uh, dintr-un pick chiar și entry level tu ne-ai adus și niște uh, viniluri, pentru că ce am observat este că ok, a crescut uh, numărul celor care au un uh, pickup în casă. Asta înseamnă că oamenii sunt tot mai interesați și de uh, viniluri. Și din ce în ce mai mulți artiști scot albumele chiar și pe vinil? Uh, chiar și aici, în România. Da. Nu? da. Avem preferați? Am uh, putea spune asta? Am. Da, nu știu, am lansat de la Vița de Vie un album acustic pe vinil, un album uh, într-o ediție limitată, s-a vândut foarte bine. Uh... Și sunt piese sau albume pe care le găsim acum și pe Spotify, și pe Apple Music, și pe YouTube Premium. Dar, pe care le putem asculta și pe vinil, unde intervine diferența de calitate a sunetului? Sau poate că nu-i vorba de calitate, e altceva, nu? Din păcate, la serviciile de streaming, sunetul este destul de mult comprimat și ajunge la noi cu o calitate, ca cum e rezoluția la imaginile de pe televizor, la fel și sunetul dintr-un serviciu de streaming ajunge uh, la o calitate mai slabă. Chiar dacă pe YouTube Music, de exemplu, poți opta pentru o variantă vinil a unei piese. Sunt servicii de streaming și uh, care transmit cu o rezoluție mai bună, dar niciodată nu o să ajungă la un format absolut deloc comprimat Foarte Foarte vreau să amintim ce pi pick up avem aici, de la ce branduri și cât costă fiecare. Avem un pick-up audio de 1500 de lei, Acela. Da? Uh, un pick-up project uh, de 2000 de lei și un pick-up tehnic de 5000 de lei. Deci, pentru toate bugetele, uh, cumva, și există și la prețuri mult mai mici de, de atât. Mulțumim foarte mult pentru prezența în platou și pentru toate explicațiile. Ne-ai făcut și pe noi să îndrăgim și mai mult uh, tot ce înseamnă această artă, așa cum am spus la început. Pe noi ne vedeți și mâine aici la I like IT.